Horoscopul zilei de 8 mai. Berbec. Dacă veți binevoi să faceți astăzi vreun efort, există șanse maxime ca el să fie răsplătit pe măsură. Nu vă așteptați ca lucrurile să vă vină singure la nas. Puteți avea succes mai ales în plan financiar dacă vă mișcați la vreme. În plan profesional veți fi într-o dispoziție foarte benefică, care vă poate aduce în centrul atenției și, bineînțeles, poate atrage câștiguri importante în relaționare. Chiar veți putea reporta succese însemnate în relația cu acea persoană care vă interesează cel mai mult în viață și cu care vă doriți să întăriți relația cât mai mult posibil. Taur. Este o zi potrivită pentru a fi petrecută pe cât posibil în medii familiare, alături de persoane pe care le cunoașteți deja. Nu sunteți în apele dumneavoastră astăzi, așa că nu vă veți simți deloc bine alături de persoane necunoscute. De obicei sunteți mai tăcuți, mai retrași, vă place să analizați din umbră ceea ce se petrece, înainte de a acționa în vreun fel. Astăzi, această trăsătură de caracter exacerbează și cu greu se va putea scoate vreo idee de la voi. Dacă reușiți să vă mobilizați în așa fel încât să vă puteți petrece timpul cu familia, puteți considera că ați realizat un lucru extrem de important, mai ales dacă acest lucru este așteptat de la voi, de toți membrii familiei. Gemeni, vă doriți să ieșiți din rutina de zi cu zi și să faceți ceva puțin mai deosebit și demn de ținut minte. Poate o excursie într-un loc pe care nu l-ați mai văzut până acum vă va ajuta să vă satisfaceți măcar parțial această dorință. Dacă însă nu veți putea face acest lucru, căutați să rezolvați problemele pe care le aveți cât mai repede, cu putință, și să organizați ieșirea într-una din zilele următoare, pentru că starea de spirit pe care o aveți nu vă va permite să mergeți la infinit în ritmul pe care îl aveți în acest moment și veți ajunge în situația de a nu mai găsi resursele necesare pentru a merge înainte. Gândiți-vă cum puteți coopta și pe cei dragi într-un astfel de proiect. Rac. Se pare că este o zi în care totul ar putea merge chiar bine și viața vi se pare ușoară și frumoasă. Nu există riscul de a apărea obstacole în calea soluționării sarcinilor pe care le aveți pentru ziua de astăzi, ba chiar veți beneficia de circumstanțe care vă vor sprijini în demersurile voastre. Sunteți o persoană sociabilă și vă place să vă împărtășiți voia bună și cu ceilalți, așa că aveți ocazia să faceți o impresie bună și în mediile sociale în care veți fi prezenți astăzi. Relaționarea de succes vă poate aduce câștiguri sub diverse forme folositoare în viitor. Nu vă destăinuiți totuși unor străini de la prima întâlnire. Leu. Din fericire, astăzi veți resimți din plin dragostea și sprijinul apropiaților pentru proiectele pe care vi le-ați propus să le înfăptuiți. Chiar dacă aveți o grămadă de probleme de rezolvat, faptul că aveți suportul și aprobarea celor care contează vă face mai puternici și mai hotărâți în ceea ce doriți să întreprindeți. Să lăsați deschise canalele de comunicare chiar și cu adversarii. Este important să reușiți să primiți informații pertinente și direct de la sursă pentru mișcările următoare ale acestora, astfel încât să vă puteți adapta și voi evenimentelor ulterioare. Parteneriatele de afaceri ar putea fi sensibile astăzi. Încercați să tranșați cât mai clar problemele existente. Fecioară. Astăzi, vă doriți să strângeți relațiile cu cei dragi, să le consolidați prin diferite acțiuni care să fie pe placul acestora și nu doar a lor, și vouă trebuie să vă facă plăcere. Este important să simțiți că îi aveți aproape pe cei mai importanți oameni din viața voastră, că vă sprijină și că îi sprijiniți în ceea ce doresc să facă. Mai mult decât atât, poate că este momentul potrivit pentru a vă consolida și relația de cuplu sau pentru a trece la un nou nivel în relația cu partenerul. S-ar putea să apară ceva probleme pe plan profesional care să vă pună oarecum în dificultate dacă vă prind pe picior greșit. Faceți în așa fel încât să fiți pregătiți. Balanță. Este important să adoptați o atitudine optimistă astăzi care să vă dea forța de a merge înainte cu entuziasm. Pozitivismul este un pas important în rezolvarea problemelor. Lăsați timiditatea deoparte și acționați cu mai mult curaj atunci când lucrurile vă privesc direct. S-ar putea să mai apară și o serie de momente dificile care să vă pună răbdarea la încercare, dar când nu apar acestea,
analizați bine situația și vedeți care sunt interesele voastre în respectivele chestiuni, ce rost are să vă implicați în probleme care nici măcar nu vă privesc. Și nervii voștri trebuie menajați, mai ales că dacă vă enervați, lucrurile cam scapă de sub control. Scorpion. Este foarte posibil ca eforturile profesionale pe care le veți depune astăzi să facă diferența pentru cineva din conducere care vă ține sub observație de mai multă vreme. S-ar putea ca de modul în care acționați zilele acestea să depindă o posibilă promovare sau poate un bonus care vă va prinde extrem de bine. Țineți cont de aceste lucruri și controlați-vă, mai mult ca de obicei, modul de acțiune și conversațiile. Încercați totuși să păreți destinși și relaxați și comportați-vă într-un mod cât mai natural. În a doua parte a zilei este indicat să găsiți modalități de a vă relaxa după stresul acumulat ca să nu vă cauzați probleme de sănătate. Săgetător. Este o zi în care trebuie neapărat să profitați de aturile sociale de care dispuneți. Atâta timp cât aveți un surplus, trebuie să prindeți exact momentul potrivit, pentru că mai târziu n-ar mai avea rost. Puteți să vă concentrați atenția asupra inițierii unor contacte de afaceri profitabile sau pentru a clarifica chestiuni personale care v-au preocupat în ultima perioadă. Este o zi foarte propice pentru a vorbi și a pune lucrurile în ordine în acest punct de vedere. Dacă doriți să vă faceți casa sau spațiul de lucru ceva mai confortabil, nu ezitați să inițiați acest lucru. Sunteți inspirați și cu siguranță veți lua decizia care să vă facă viața mai plăcută. Capricorn. S-ar putea să vă vedeți implicați fără voi într-o serie de acțiuni care să vă trezească după finalizarea lor sentimente de vinovăție și foarte multe regrete. Nu va fi o participare benevolă, ci mai degrabă contextuală. De aceea este important să nu acționați impulsiv, ci să vă gândiți bine înainte de a iniția orice fel de acțiuni care vă pot destabiliza emoțional. Încercați să vă adunați gândurile, nu să vă lăsați copleșiți de ele. Ce a fost, a fost. Priviți acum înainte și încercați să reparați dacă mai poate fi ceva reparat. Dacă nu, concentrați-vă atenția astfel încât să nu mai repetați aceeași greșeală. Altfel veți rămâne cantonați într-o stare care nu vă va aduce nimic bun. Vărsător. Este o zi potrivită pentru distracții și amuzament, nici de cum pentru muncă, deși nu este bine deloc să gândiți astfel. Chiar dacă sunteți de regulă o persoană pentru care munca este de multe ori pe primul plan, astăzi se pare că situația va fi total pe dos. Totuși, nu se poate numai distracție, așa că ar fi bine să vă concentrați eforturile și să rezolvați, măcar parțial, sarcinile pe care le aveți pentru ziua de astăzi și apoi să treceți la partea a doua. Este o zi propice pentru a petrece cu familia și prietenii, pentru a consolida legături și pentru a vă bucura de prezența apropiaților. Cu puțin efort, o puteți transforma într-o zi deosebită. Pești. Câștigurile pe care le veți obține astăzi vor fi direct proporționale cu modul în care vă veți implica în ceea ce aveți de făcut, fie că este vorba de câștiguri emoționale, sentimentale sau din cele financiare materiale. Acestea vor depinde de cât de mult vă veți mobiliza în activitate. De asemenea, în afaceri va conta foarte mult modul în care veți ști să vă integrați în echipă, să colaborați cu membrii acesteia, să vă impuneți prin ingeniozitate și seriozitate. Unele elemente perturbatoare ar putea încerca să vă denatureze de la scopurile voastre principale, dar dacă veți reuși să vă focusați așa cum trebuie, pericolul ca aceste demersuri să reușească este aproape nul.